Persoanele care se află la plajă, la scăldat sau practică pescuitul în zonele neamenajate, în special în aval de lacurile de acumulare, se expun pericolului de nec în cazul apariției unor viituri. Personalul tehnic al barajelor din administrarea ABA Argeș vedea neputând vizualiza și alarma întreaga zonă din aval. Evacuarea controlată a unor debite mari de apă din lacurile de acumulare se poate realiza oricând, ca urmare a înregistrării unor precipitații în zone din amonte de cele în care se efectuează deversări. Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea recomandă populației să aleagă strandurile și zonele special amenajate, cu respectarea măsurilor de siguranță dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2. Lacurile de acumulare sau râurile reprezintă un pericol atât din cauza curenților care se formează în timpul deversărilor și al funcționării hidrocentralelor, cât și a colmatării și a vegetației din apă. Curenții care se formează în apropierea barajelor în timpul deversării sau funcționării hidrocentralelor sunt foarte puternici și pun în pericol viața celor care se aventurează în aceste lacuri. Atenționarea, scăldatul și pescuitul interzis este inscripționată și pe digurile lacurilor de acumulare, prin urmare cei care o ignoră aleg conștient riscul. Aceeași recomandare este adresată și persoanelor care practică pescuitul, amatori sau profesioniști, de folosirea zonelor special amenajate pentru acest sport.